Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Raft. În acest episod vom merge în spațiu, într-un fel de a spune în spațiu, nici eu nu știu mai exact ce o să găsim sus. Am făcut un model de scară, mi-am mărit astea pe aici, am jucat foarte mult, iar off-camera, ca să fac o grămadă de materiale, plus mâncare, plus pe aici o grămadă de ață, nu-mi trebuie lemn. Mai avem acolo metal și ăsta era plin de lemn. Se pare că rechinul s-a pus pe treabă. Eram eu pe acolo. Am făcut un model, să vedem ce iese. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să strângem cât mai multe like-uri și să vedem acum cât de departe putem ajunge. Bine, nu prea-mi pasă dacă îmi sparge pe aici, că mi-am pus câte un ăla de protecție la fiecare. Deci, știi, e ok. Într-o oarecare măsură este ok. Uite, construim noi asta aici, aici și aici și acum construim o scară. Și vom face așa să vedem exact cât de sus putem ajunge. Și drept urmare vedem exact cât este și mapa. Stai așa ca să... Așa, așa. Și construim direct asta, repet, nu știu exact cât de mare este, nu mai am nici mapa veche, că acolo nu mă mai chinuiam, sincer. De ce nu mar? Ah, ok, nu. Nu am nici mapa veche, așa că ar trebui să mă chinui puțin să fac rost de materiale și toate cele. Să mă chinui nu e un termen potrivit să mă chinui, deoarece mare parte am așteptat. Și nu mă lasă să sparg ăsta și fix. Ha, gata. Să sperăm că ăsta îl sparg. Gata. Era frumos dacă îți dădea materialele înapoi. Faza era că dacă nu îl spargeam, nu mai puteam să... Trebuie să fiu atent. Să nu-mi distrugă chiar tot rechinul, știi? Dar nu-l văd nicăieri. Ba da, uite-l acolo. Deja mi-a spart pe acolo fundație. În fine, nu foarte... Nici măcar nu mă dă acolo. De ce? De ce nu m-ar lăsa? Și de ce încep să am lag? Mă nu. Nu mă lasă. Atât? What the fuck? Nu, dar uite, mă lasă acolo. Mă lasă în... prejurim. Dar nu mă lasă lângă, știi? Uite, nu mă lasă pur și simplu aici. Da, vedeți și voi, nu mă lasă. Ok, ia, hai că fac altceva. Poate merge, dar nu văd ce treabă are. Uite, deci vedeți, aici mă lasă, aici nu mă lasă. Dacă sparg eu ăsta și îl pun la loc, poate s-a buguit dacă nu dau un restart la joc și văd exact ce facem aici, că... Destul de ciudat să nu mă lasă așa dintr-o dată, da, ok, era buguit. Și acum sunt nevoit să sparg și asta ca să arate bine. O chestie am observat. De aici vedem cerul mult mai ok, probabil observați. Ceața asta e la un anumit nivel. Ceea ce iară e o chestie stupidă. Și sunt curios dacă... poți ajunge undeva, oricum se vede unde se termină ceața, vezi cam toată mapa. Repet, nu știu exact cât ne vom înălța, dar cred că ne vom înălța destul, asta e sigur. Aici pot, iară mi-a spart la ceva, sau zic că a spart ceva. Și trebuie să cobor să beau apă. Hai să punem scara, gata, hai de jos. E bine că n-ai fall damage, chiar e super tare. Bun, avem noi aici așa apă, punem înapoi și am deja cartofi. Fă că dau destul. Da, se pare că spar pe acolo din nou. N-am ață la mine să repar, dar cred că pot lua rapid și pe ăștia îi pun la făcut să am pentru data viitoare când vin. Hai să iau puțin ață, să reparăm aici. Bine, reparăm, construim noi. Că nu vreau cum să-l bată de acolo de sus. Era bine, am pus-o invers. Avem lemn, ar mai trebui să mai iau.
Am luat o grămadă de chestii de care nu am nevoie momentan, o grămadă de metal, dar după cum observați, consumăm mult mai mult lemn decât metal. Ok, avem lemn. Chiar avem o grămadă. Și până acum zic eu că am construit destul de multicel. Nu știu cât e limita în sus. Poate să fie infinit. Poate să fie mic, adică gen oricând se poate opri din construit. Că la un scopul jocului nu e să faci ceva în aer. Bine, acum dacă tu vrei să-ți faci ceva în aer, nu cred că te poate opri cineva. Și ăsta aici. Bun, hai că deja învăț chestiile astea pe de rost cum să le pun. Rechinul e pe treaba lui. Nici că m-aș duce de aici. Am pus-o invers, nu e problemă. Vreau să fac totul în același mod, dar asta e, mă, dacă nu vrea, nu vrea. N-am cum să-l oblig. Așa. Mamă, lol, cum se vede, uitați-vă și voi. Ce tare e. Bun, bun, bun. Hai că iau de aici. Așa. Frumos. Ups. Stai că ne ducem jos de tot. Dacă nu-s atent. Ok, bun. Bine, acum noi exploatăm jocul într-o oarecare măsură, neavând ce să facem cu resursele, adică sunt împăcat cu ideea că am terminat jocul din nou, terminat la modul un joc survival îl termin când nu mai ai ce crafta. Și ai o grămadă de materiale și tot procuri materiale, atunci poți să spui că ai terminat un joc survival. Și nu, Rastul nu este chiar un joc survival din punctul meu de vedere. E bazat mai mult pe fortificare și raid. Nu neapărat să supraviețuiești prin resurse și chestii, e mai mult PvP. Și de asta mi se cam taie mie încet încet de Rast. Și îmi place mult mai mult arcul acum. N-am mai atacat nimic? Premieră? Fii atent, n-am mai atacat absolut nimic. Nu mai avem lemn, haide să mergem să luăm. E bine că nu avem fall damage, acum să-mi iau Ditai fall damage să mor, știi? Era o chestie, să crezi că nu, nu, nu și când ai sărit, gata, mamă, și ai pierdut toată mapa. E o chestie. Și asta. Aute, avem full. Luăm acum ăștia de aici. Nu se trebuie mai mult de 3 cartofi, pătură. Adunăm ce e aici. Din astea iau foarte mult scrap metal, mai ales din butoi. Bun, hai să facem noi asta așa ca să avem mai mult spațiu. N-am nevoie de toată asta. Avem aici scânduri înapoi. Așa. Bun, haide să mergem. Oh. Deci cât avem de urcat pe aici. Bă, dar chiar că am urcat ceva, lol. Lol, acum observ, chiar că am urcat ceva. Și eu credeam că n-am făcut prea mult progres. Dar se pare că m-am înșelat. Bun, hai să vedem ce mai avem noi aici. Flor, îl rotim frumos. Mă, îl atacă. Atac surpriză și de la mine ăsta, știi? Mamă, de unde am coborât, doar ca să-i dau. Ia, putem să urcăm rapid? Nu. No. Adică, se mișcă prea rapid și eu n-am dormit de ieri, cum ar fi. Aproximativ. Și chiar, na. M-am uitat puțin cu ochii la lumina din spate, la beculețul din spate. N-am mai văzut la monitor. A trebuit să aștept ca să pot vedea. Înapoi la monitor. Așa. Zdrang. Aici. N-am o metodă să construiez mai rapid. Stai, de ce ai putea să rotești ăștia? Ok, asta nu înțeleg de ce ai putea să rotești ceva care e ca un tub. Că până la urmă tot la fel e. Hai, mă. Încep să mă obișnuiesc cu sensibilitatea de la chestia aia de build, deși e foarte, foarte nasoală. Lol, uitați-vă ce priveliște avem. Îți dă o senzație că mapa e rotundă.
Deși nu cred că este rotundă. De fapt, n-are cum să fie rotundă, stați, că n-are cum să fie rotundă. Că noi am ajuns la final și era drept. Și n-ai cum să faci un cerc din chestii drepte. Decât să fie ceva foarte mare și atunci, da, îți dă o senzație de chestii dreaptă. Dar în rest, nu. Chiar sunt curios cât naibii vom construi. Deja încep să nu mai am iară lemn. Mai am puțin, da. Bine, metal, încă o ducem bine cu metalul. Și deși aș putea să mai tai la porții, să zic așa, niște scânduri. Uitați-vă cât e până juia. Cât cald. Lol. O grămadă. O grămadă. O să mergem noi să vedem ce a mai luat din apă. Da, prima oară să pun astea să bea o apă și toate cele. Mamă, e ca lumea să ai trei de astea. Te faci full instant. Așa, metal, o grămadă, plank-uri și... Ok, un cartof. Nu știu care e faza cu cartoful, dar este. Nu mai avem deloc, deloc lemn. Ceea ce nu e deloc bine. Atunci trecem la metoda tăiată de copaci. Ne dă 8 bucăți pe copac, ceea ce e ok. Pardon. Într-un fel ok, nu e mult. Dar, na, am strâns materiale cât am putut și eu. Vă dați seama. Nu pot să stau 5 ore în jocul ăsta. Să aștept, stai 5 ore cum ar fi degeaba. Doar ca să-ți vină niște iteme și chiar nu pot face chestia asta. Am stat și eu 2 ore. 2 ore am stat, de la 10 e 12 acum. Și am făcut rost de ce vedeți voi. Ceea ce e destul ok. Hai să vedem. Încă în papa asta, ca să ne dea de astea și să fim full. Așa, lăsăm noi semințele aici, n-am ce să fac cu ele. Astea aici n-am ce să fac cu ele. Am o cană cu apă. Cană-i mult spus. Ce au unde să fie el micuț? Așa, deci noi avem nevoie de scânduri. Scânduri, scânduri, scânduri. Ce mai avem pe aici? O scândură. Nu iau ăla, dar și nu am nevoie de el momentan. Lăsăm astea aici, o să le transform noi când o fi. Și haideți să mergem. Mamă, cât avem de urcat acum. Era șmecher dacă puteai face un lift. Da, era destul de șmecher dacă aveai gen o chestie să tragi, știi? Să-ți faci tu platforme, să le miști. Și mai multe chestii de genul. Mai avem un mult de urcat. Să nu zici că îl atacă. Atacă. Da, mă. Hai, mă, lasă-mă, pana, mă, știu. Nu mă mai duc nici la ăla. Nici nicăieri. Ia că o să încercăm noi să facem o șustă. Să mai reducem din consumul de lemn. Te lasă să construiești de pilar peste pilar? Nu. Și mai salvăm câte o bucată. Gen, la asta mă gândeam eu. Bine, destul de ciudat că îți pui o chestie în aer, știi? Dar ca idee, scăpăm mai ieftin cu o bucată, ceea ce... Uite, deja am salvat 3 bucăți, adică am salvat de o scară. Sau un pilăr jumate. Deci zic eu că e ok. Bine, aș putea să nu mai pun nici pa... Ba nu, mănânc pe aia, da. Ia, stai, aici trebuie neapărat aia. Da. Pare că trebuie să-i vină chestiile alea pe ceva. Și uite, acum mai am doar de pillar și pillar și gata. Ok, bun. Uitați-vă, mă, băieți, mă, cât e. Deci, să vedeți cât e. Bun. În spațiu direct ne ducem. Bine, putem clickbait titlul dacă îl pun, mergem în spațiu. Dar, știi ce? Până la urmă m-am chinuit. Merit. Așa că să n-aud. Ok, puțin lemn. Copaci nu avem. Nu avem nimic din ce să facem rost de lemn. Hai că mă duc să le pun și pe astea și... asta ar fi partea 1
A episodului, i-aș putea spune așa. Chiar sunt curios cât te lasă să construiești. Sau mai simplu, aș putea să întreb developerul dacă e infinit sau a pus o limită pe undeva, știi? Cred că ar fi mult mai ușor. Dar unde mai e distracția asta? E că aici trebuie să am grijă. Unde mai e distracția, știi? De a afla tu anumite chestii. Și de a-ți pierde timpul cu anumite chestii care nu ajută pe absolut nimeni. Corect. Și fac și aici o fundație de asta și mergem în spațiu, băieții. Deci uitați-vă cât de mic e acolo. Și uitați-vă cum e focul ăsta. Uite finalul hărții, uite. Vezi acolo finalul hărții, se vede. E o dungă. Dacă... Deci țineți-vă ochii pe cursorul să-l cobor încet, deoarece în ceață se vede mai greu. Bun, aici, țineți-vă ochii fix, acolo este și marginea. Da, se observă, uite, v-am zis că e împătrat, mă, v-am zis. Deci se observă cât e harta. Lol. Sunt curios dacă cazi în apă de la distanță sau ce se întâmplă, ia. Hai să aflăm și chestia asta, nu? Geroniu! Da, fail. Nimic, ce să se întâmple? Aparent nu te duci nici sub apă, nu te duci nici nicăieri. Ești omul super om. Am mai spart ceva? N-am mai spart nimic. Bun, mă băieți, cam atât cu acest episod și fetena. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați și un share. Și asta e prima parte. Voi strânge mai multe materiale, gen să am cuferele astea 3 pline cu lemn. Două, bine, metal nu, să am vreo 4 chesturi de lemn și mai fac eu câteva de metal. Să avem și noi ne vedem data viitoare, baftă! Pa, 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 pam!